des. De acelea. Deci, astăzi am venit răintempestiv, dar de obicei venim inoportun, să știți. Eu sunt acelea la 500. Scump, scump, dar să și merită. N-ați văzut, are portar un general. În rezervă. Dragă doamnă, în rezervă sau în rooming, puțin îmi pasă unde doarme. Feeling să aibă. Și asta are. Dumneavoastră ați venit în sejur sau numai în weekend? Nu. În weekend, că sejurul ni l-am făcut. Am înțeles. Mm-hmm. Cu afaceri, doamnă. Ce afaceri, doamnă? Mm-hmm. Înțeleg. Soțul e afacerist. Mm-hmm. Mic, gros, în detai, cu bucata și cu ridicata. Oh. Bravo. Și dumneavoastră? Ok, și noi tot cu business de afaceri. Mm-hmm. În ce domeniu? Ia-te la grăsana, ia-te cum se întinde ea pe șezlong. Parcă ar fi pe litoral. Vine în fiecare zi aici cu gigoloul ei. Să știți că și noi avem piscină, dar vorba aia, business-ul e business. Dar Mrs. Monenzis vorba aluia. Noi să știți că noi avem bideu cu țâșnitoare. Pentru la cine e o fisete de apă plată. Aha. Să fie acolo. Da, living room? Living room aveți? Deci, nu știu sigur. Să-l întreb pe soțul meu. Dacă nu, o să-i spun să cumpere câteva bucăți. Două, trei bucăți acolo cu bani cash, să fie. Dar ce caniculă poate să fie astăzi? Wow! Dar de unde aveți evantaiul ăsta așa de exciting? De pe Clarence, din apartament. Ia, do not disturb. Aha. Adică nu se mai distribuie și la alții. Păi cred și eu la cât costă apartamentul. No. Și spuneți-mi, ce alte meleaguri exotice ați mai frecventat? Anul ăsta am stat în stand-by la bungalow-ul nostru de la Chiajna. A venit fiica mea din America, unde s-a măritat cu un bulgar plecat la căpșuni în Spania. Oh, ce frumos! Da, dumneavoastră? Noi am venit la băiat, în Rahova. Ups! Dar ce-a pățit săracul? Înțeleg. Dar se rezolvă, nu-i așa? Pentru că și bărbatul meu a avut niște probleme, dar l-au scos nup. Păi, doamnă, pentru nupul ăsta am venit cu neurmărirea penală. Pentru asta am venit și noi aici, că vreți să-l trecem pe băiatul nostru la helioterapie intensivă. Ei, doamnă, oamenii din ziua de azi e precoci. E asiatici după bani. Oh. E invidioși, doamnă. Oh. Capra vecinului. Dar cui o spuneți, doamnă? Mai știm și noi câte ceva, doamnă. Ei, eu zic că, stimată doamnă, I'm used to it să coabităm împreună la o sondă de mix and drill. Thank you. Așa. Hai să ne fie de bine. Da. Poate cine știe, de seară vă slobozeți la un lunch. Oh, I'm sorry. Am fost invitați la un ranch la Ciorogârla. Să facem party cu un grill de barbecue cu berbece la grătar. Au! Haideți, doamne, haideți, hai! Thank you! Welcome! Da, soapa naibii, pardon. Fireți ale dracului de milionărețe de carton. Așa e când încape democrația pe mâna cui nu trebuie. Băiete, ia mai adus sondă de aia cu suc de portocale. Dar să pui mango mult.